că au trecut anii peste ei, volebaliștii de la Ardaf au jucat ca în zilele de glorie. Dracii verzi nu s-au omenajat și au oferit publicului plonjoane la sacrificiu, blocaje și multe minci spectaculoase. Ne-am mișcat bine, nu s-a văzut? Eu zic că ne-am mișcat bine. Greu, dar a meritat. Fiecare durere. Un sentiment ciudat, straniu. Că am văzut sala goală când am venit eu. După aia a început să vină lumea. Primul set a fost adjudecat de către cei de la U Ardaf 26-24. Cel de-al doilea s-a încheiat nedecis 15-15. La eveniment au spus prezent marea majoritate a componenților echipei de aur, dar și antrenorul Neculae Pop. Meciul demonstrativ s-a jucat și în memoria lui Mircea Nicorici, cel care a susținut echipa în urmă cu 20 de ani. Sper că e așa cum se spune, că de acolo, de unde este, vede ce se întâmplă. Și sper că i-a văzut, că ne-a văzut și că e foarte mândru. Și acum, sigur, se distrează cu mama pe seama băieților și comentează. Componenții UARDAF au organizat și o acțiune caritabilă pentru profesorul Adamescu de la Școala de Nevăzători din Cluj, care a primit un display special Braille.